auzit interpelat de o voce care vorbea dintr-un tufiș care ardea fără să se consume. E suficient de clar. Rugul aprins a fost un cerc de studiu și prietenie spirituală foarte important în cultura română, la fel de important ca școala de la Păltiniș, grupul de la Păltiniș, a cărui mărturie o avem prin jurnalul de la Păltiniș, cartea lui Gabriel Dicean. Deci, cartea se cheamă Modelul Antim, Modelul Păltiniș, având ca subtitlu Cercuri de studiu și prietenie spirituală. De fapt, titlul restrânge obiectul cărții, pentru că această carte are ca instanțiere, firește, Modelul Antim, Modelul Păltiniș, dar de fapt este o carte despre grupurile informale care se formează în jurul unei idei înalte. Ideea înaltă se numea, era numită de Platon, preocuparea față de lucrurile cele mai înalte, Plotino numea preocuparea față de lucrurile cele mai de preț. În general, grecii nu indicau să spună, noi ne ocupăm de esența lucrurilor, noi ne ocupăm de fundamentul ultim al lumii, ne ocupăm de zeul însuși. Nu, ei spuneau lucrurile cele mai înalte, lucrurile cele mai de preț. Și aveau dreptate, pentru că între lucrurile cele mai înalte și cele mai de preț, se pot număra foarte multe lucruri, dintre care unele aparent n-au decât legătură cu oamenii care le discută în acel moment, dar care, de fapt, în felul în care sunt discutate, deși cu ele par particulare, au o bătaie foarte mare. Deci ce a făcut Anca Manulescu este un lucru extraordinar de prețios. A făcut monografia acestor grupuri de discuție informală care se formează, grupurile informale, asta e cuvântul, care se formează în jurul preocupării sincere, adânci, a unor oameni față de lucrurile cele mai de preț, cele mai înalte. Cred că orice om a trecut prin astfel de experiențe. Dacă vă gândiți cum arătau relațiile de adolescență, care puteau să fie în grup numai de băieți, sau în grup numai de fete, sau în grupuri mixte, și care nu aveau legătură cu... Nu erau neapărat, deci adunarea nu stătea sub semnul distracției, ci stătea sub semnul a ceva ce vă preocupa în chipul cel mai adânc cu putință. Fie că vorbeați despre filme, fie că vorbeați despre cărțile pe care le-ați cumpărat, fie că vorbeați pur și simplu despre relația pe care dumneavoastră o aveați cu unul dintre prietenii dumneavoastră. De fiecare dată, exact așa cum în Evanghelie se spune, când veți fi doi în numele meu, voi fi și eu împreună cu voi, atunci când doi erau în jurul unei idei înalte sau unei idei care era prețioasă pentru cei care vorbeau, ceva mai înalt decât ei înșiși se creia. Și erau cumva preluați cei care se aflau în această conversație și aveau sentimentul net că se întâmplă ceva cu ei. Din acest motiv, prietenile de adolescență care sunt de acest tip rămân gravate în sufletul nostru într-un mod cu totul și cu totul particular. Trebuiau să aibă un nume aceste grupuri. Rugul aprins, Antimul, Păltinișul sunt nume pentru astfel de întâlniri. Când oamenii care participă la ele sunt oameni de cultură, cu darul scrisului, cu geniul construcției culturale, atunci aceste grupuri devin repere într-o cultură și știm de ele. E cazul Păltinișului, e cazul Rugului aprins. Dar sunt enorm de multe astfel de grupuri informale care s-au făcut și s-au desfăcut de-a lungul timpului, de care nu mai știe nimeni, cu excepția celor care au participat la ele și care au avut un rol formator extraordinar de important. Îmi vine să spun că o societate stă sau cade în sănătatea și valoarea ei după numărul de astfel de grupuri informale de discuții care sunt formate în jurul unor idei înalte, unor idei care sunt prețioase pentru acei oameni. Anca Manolescu a mobilizat în descrierea acestor grupuri informale și informația care provine dintr-un tip special de cărți și a făcut foarte bine, pentru că intuiția a funcționat perfect. Sunt cărțile de exerciții spirituale sau sunt cărțile monografie ori de hagiografie despre figuri cu totul excepționale, cum este Apolonius din Tiana, de exemplu, sau hagiografiile târzii despre Pitagora. Pentru că în aceste hagiografii, de fapt,
funcționează ca un ingredient extrem de important preocuparea în carne fizică față de cele mai înalte lucruri, față de lucrurile care sunt cele mai de preț. Ce m-a frapat citind de cartea Anca Emanolescu este că am putut, prin mobilizarea unei informații istorice importante și prin oglinda privilegiată a modelului Antim și a modelului Păltiniș, să văd în ce măsură adolescența și tinerețea mea a fost marcată de aceste întâlniri, pentru care nu aveam nume. După 90, când a existat un spațiu public și raportarea noastră, atât la semenii noștri, cât și la spațiu public, s-a modificat în mod semnificativ, a fost întâlnirea de la NEC. NEC-ul este ceva care s-a născut în 92-93 și care a căpătat prima lui ființă instituțională în 94. Era o ființă instituțională care îmi stă cu precădere la suflet. Știți de ce? Pentru că nu avea niciun sediu. Ne adăposteam unde se nimerea. Fie în curtea lui Marina Hasnaș, fie la grupul pentru dialog social, unde găseam un adăpost. Ori asta este tipic pentru grupurile informale. Eram doar 5 pe vremea aia, cei pe care rectorul Andrei Pleșu îi alesese. Eram 5 împreună cu Andrei Pleșu și împreună cu două personaje care aveau să joace un rol atât de important în viața mea, Părintele Scrima, modelul Antim, și Alexandru Dragomir, cumva modelul Păltiniș. Toate erau acolo. Primul NEC, îi spun așa Andrei, care era un NEC informal. Era un NEC care stătea sub semnul Logionului 42 din Evanghelia după Toma, care are atât spune, fiți trecători. Așa eram și noi, trecători de la un loc la altul. Dar ceea ce purtam cu noi, și Andrei își amintește perfect, nu erau deloc formalizate acele discuții, în ciuda faptului că noi trebuia să prestăm anumite seminarii serioase, în care trebuia să ne pregătim și așa mai departe. Eu am muncit la seminariile pe care le-am susținut foarte tare, adică luam foarte în serios. Dar era o pasiune, era o vibrație, era un sentiment că facem ceva important nu pentru cariera noastră, ci pentru faptul de a fi vii și semnificativ într-o lume cu sens. Așa cel puțin mi-a creat mie impresia Andrei că a fost primul NEC. După aceea s-a instituționalizat și a trecut din logica unui grup informal, adică un cerc de studiu și prietenie spirituală, în zona unei instituții de studii avansate. Ceea ce este în momentul de față, spre gloria lui Andrei Pleșu, fostul rector și întemeietorul și a instituției Cantabri. L-am evocat pe domnul Dragomir, Alexandru Dragomir. L-am evocat pe Părintele Scrima. Cumva totul se joacă în cultura noastră recentă pe aceste două modele. Pentru că ele, ca în oglindă, pun un soi de exigență pentru viețile noastre. Să nu ne mulțumim cu instituțiile. Să râvnim la mai mult decât ele. Și dacă suntem înzestrați cu cuvânt, să nu-l folosim numai pentru partea de jurnalism din cuvânt, ci pentru partea lui care țintește sus și ne organizează în funcție de acest sus care ne privește în permanență. Anca, te felicit, ai făcut o carte admirabilă, admirabilă, este o carte de diagnostic pentru cultura română și este în același timp o carte descriptivă în raport cu un mod de a fi al grupurilor informale care dă face din ele sarea pământului. Formația mea de istoric de artă m-a făcut să devin foarte devreme sensibil la locuri. Pentru că în istoria artei, locurile sunt definitorii pentru stiluri, pentru epoci, pentru inovații, pentru tradiții. Când spui Barbizon în istoria artei, spui ceva care înseamnă o nebuloasă de talente care au focalizat în jurul acelui loc, cum au focalizat în jurul pădurii de la Fontainebleau, alții,
m-au focalizat în jurul Florenței, cum unii pictori români au focalizat în jurul Balcicului înainte de război. Istoria artei e făcută din locuri, dar nu numai istoria artei. Horia a invocat deja grupuri informale care s-au născut și care s-au născut cu atât mai abitir cu cât contextul era ostil și cu cât supraviețuirea depindea mai mult de aceste grupuri care constituiau un fel de refugii, un fel de eschive formative pentru cei care participau la ele. Vreau să amintesc cercul de la Sibiu, de pildă, început în anii 40, dar continuat apoi cu nume extraordinare. Ion Negoițescu, Balot, Ștefan Augustin Doinaș, Ovidiu Cotruș, Cornel Regman și mulți alții. Radu Stanca. Pe urmă, bine, lista e lungă. O listă mai scurtă, școala de la Târgoviște. Radu Petrescu, Mircea Horia Simionescu, Tudor Țopa, Petru Creția. Grupurile astea care nu au fost înscrise la niciun tribunal, care nu aveau nici sediu, nici statute, au făcut ca în România anilor grei ai dictaturii să palpite viața spirituală într-un fel care a iradiat. Fiindcă toți membrii lor au sfârșit până avea o prezență difuză în toată țara. Dar să nu uităm Junimea, ca să începem cu început, care a fost și el un grup moldovenesc de iradiere spre întreaga cultură românescă. Și, evident, școala de la Pălpiniș, trebuie să fac, să profit de ocazie ca să fac o precizare istorică. Pentru prima oară, școala de la Pălpiniș, cuvântul, expresia asta, a fost folosită în 1982 de Edgar Papu, care a fost unul din referenții la teza mea de doctorat și care, în introducere, a spus avem aici exponentul unei grupări care sunt siguri peste un număr de ani se va numi școala de la Pălpiniș. Așa că mă simt solidar cu această numire, fără să am vreun merit. Era o pură întâmplare că profesorul Papu a avut această viziune. Acum, noi să spunem, omul sfințește loc. După ce am spus ce am spus, înclin să spun că și locul consfințește oameni și gânduri și idei. Și locul nu este un simplu loc, nu e un amplasament, o situare neutră. Locul întotdeauna înseamnă mai mult decât atât. Este locul unei influențe spirituale, este locul unei iradieri, un loc primitor. E foarte important când se naște un grup, ca acest grup să găsească un loc primitor. Și atunci locul ăla, locuit de acel grup, noi spunem despre ceva că a avut loc, în cutare loc. A avea loc înseamnă tocmai a găsi locul, înseamnă a reuși să se identifici spațiul în care întâlnirile capătă sens. Așa devin locurile centre. Și în antichitate se vorbea de centre care au anumită încărcătură simbolică și spirituală. Așa se hotărau locurile care deveneau oracole, așa s-au hotărât în Evul Mediu locurile care deveneau locuri de pelerinaj, pentru că era acolo o forță de atracție, o absorție și o iradiere spirituală care consacra locul respectiv. Figurile simbolice ale locului privilegiat sunt în tradițiile simbolice vechi insula și muntele. Insula pentru că e un punct de stabilitate într-un context dinamic, nesistematizabil, tulbure, periculos. Muntele pentru că e un accent vertical, este o trimitere spre axa lumii și implică ideea singurătății
din vârful lui. E, în cartea asta e vorba de o insulă și de un munte. E vorba de mănăstirea Antim din București, care a devenit o insulă la sfârșitul anilor 40 și în anii 50, și e vorba de muntele Păltiniș, 1400 de metri deasupra mării, cum îi plăcea lui Constantin noi ca să spună, și unde ne întâlneam, comunicam și cum iarăși îi plăcea lui noi ca să spună, cum inecam. Am avut noroc. Mă socotesc un om norocos. S-a întâmplat să joc și eu în filmul Păltiniș, s-a întâmplat să cunosc în prima mea tinerețe pe reprezentanții grupului de la Antim. L-am cunoscut pe Sandu Tudor, l-am cunoscut pe Marcel Abramescu, l-am cunoscut pe Benedict Iuș și la bătrânețe pe Andrei Spini. Au fost întâlniri decisive și mă bucur că am avut norocul ăsta nemeritat și nevalorificat până la capăt. Aș vrea în încheiere să spun un lucru. Nu vreau să fac memorialistică, sunt multe de spus, vreau să spun însă că lucrarea Anca Emanuelescu este un miracol de răbdare, de erudiție, de deschidere intelectuală, fiindcă nu e vorba doar de două locuri în România, e vorba de modelul ăsta de a funcționa intelectual. Dar dincolo de ce o să aflați din carte și dincolo de ce putem face ca memorialistică, vreau să spun că pentru mine există un lucru care pare secundar la prima vedere, care leagă cele două locuri. Domnii din grupul Rugului Aprins pe care i-am cunoscut erau toți niște domni. Este un cuvânt care astăzi nu mai are consistența și actualitatea pe care pare să o fi avut cândva. Constantin Noica era și el un domn. Nu vreau să vorbesc aici despre filozofie, idei, ce mai era. Alexandru Dragomir era și el un domn. Petru Creție era și el un domn. Ne străduiam și noi în marginea acestor domni să ne purtăm cuvincios. Nu ne așa întotdeauna. Dar vreau să vorbesc despre faptul că e foarte important pentru o comunitate intelectuală, spirituală, ca înăuntru ei, dincolo de știință, dincolo de arta conversației, dincolo de disciplina uceniciei de un fel sau de altul, e foarte importantă aura de civilizație interioară și de amenitate și de afabilitate, care mai ales în lumea în care aceste două grupuri au luat naștere, nu mai era un criteriu, ba din contra. Și am adus un citat care rezumă situația asta. Există în secolul XVI și începutul secolului XVII un sfânt catolic despre care unii desfâștind cu siguranță, François de Sales. François de Sales în Occident e patronul scriitorilor și al gazetarilor. A fost episcop al Genevei și l-a cunoscut marele rege francez Henric al IV-lea. Și Henric al IV-lea, după ce l-a cunoscut, a făcut următoarea declarație. E o pasăre rară, evlavios și învățat. Dar nu numai. Este și un gentilom. O combinație foarte rară. Gândiți-vă bine. Azi avem evlavioși care nu prea sunt învățați, avem învățați care nu prea sunt evlavioși, chiar de domn nici nu poate fi. Dorora și Vihoria Padapini și Andrei Pleșu. Vreau să spun că această carte a pornit dintr-o mirare. Se vorbește foarte mult, se spun întrebări, se întregrete legate de lipsa maestrilor, a modelelor, a mediilor de formare intelectuală și spirituală. Ori amândoi au vorbit tocmai despre mulțimea acestor cercuri informale. Cele două cazuri pe care le avem și pe care le-am pus în carte ca prime obiecte de studiu, Antimul și Păltinișul, nu sunt decât niște modele care au primit mărturii scrise, au primit o punere în pagină cu totul specială,
Și astfel, experiența de cunoaștere care a avut loc acolo a devenit un lucru care poate să fie pentru noi ceva de asumat, de cercetat. Știm foarte bine grupul de la Păltiniști în jurul meu, că ne e redat în jurnalul lui Gabriel Liceanu și numeroase notații ale lui Andrei Pleșu. Părintele Andrei Scrima a făcut prin hermeneutica din volumul Timpului Urului Aprins o restituire a grupului de intelectual de la Mănăstirea Antim din anii imediat după război. Am numit grupul de la Antim ca să păstrez paralelismul cu grupul de la Păltiniști, cu importanța aceasta a locului, simbolic, pentru că devine un localitativ locul de întâlnire. I se spunea și grupul Urului Aprins pentru că locul din Vechiul Testament, acolo unde Moise vede acel rug care ardea și nu se mistuia, deci era vorba de o materie de alt ordin decât materia materială, naturală, a devenit pentru interpretarea hermeneutica creștină o imagine a Maicii Domnului care poate primi în sânul ei cuvântul arzător al lui Dumnezeu fără să se mistuie. Și devine un loc hermeneutic și contemplativ deosebit, cum un suflet poate primi această știință divină, această prezență a Duhului care arde, dar nu mistuie, dimpotrivă amplifică ființa. Și pentru cei de la Antim, pentru Sfântul Tudor, pentru ceilalți, o icoană a rugului aprins și tematica lui erau cumva polul eforturilor lor spirituale. Pe mine ce m-a atras în aceste două ruguri și le-am pus împreună este faptul că în diferențele lor chiar există o anumită convergență, ele indică o anumită convergență. Prin demersul filozofic la Păltiniști, prin intrarea pe calea creștină răsăriteană la Antim, se căuta ceva, într-o anumită măsură, analog, ce spunea Horia. Era vorba de a obține acea înțelegere care să articuleze destinul persoanei cu universalul spiritului, să deschidă persoana către un nord al sensului și, până la urmă, al realului. Uitându-mă la aceste două grupuri, mi-am dat seama de fapt că ele aduc în preajma noastră un fenomen foarte vechi, masiv prezent în zorii Europei, ai vorbit de câțiva, de Pitagora, de recuperarea lui, un fenomen și un mod de creativitate care era valabil și este valabil atât pe drumul intelectual cât și pe drumul credinței. Cercul de studiu, de cercetare în comun, de viață în cunoaștere, este în fond fenomenul constitutiv al filozofiei, sensul ei prim. Iar intelectualii creștini ai primelor veacuri își socoteau credința drept adevărata filozofie în care sunt conduși de Logosul Divin ca maestru. Și ei făceau cercuri de cercetare, și ei studiau, interpretau Scriptura, făceau cercetare spirituală metodică. Peter Brown, un istoric al Antichității târzii, spune că asemenea grupuri erau centralele electrice ale unei lumi în care raportarea la transcendent era firească. Deci avem această materie foarte bogată, a două cercuri actuale care își indică o anumită convergență tocmai prin deosebirea demersurilor și această adâncime în istorie. E, pe această materie mi-am pus întrebarea și am vrut să captez. Care este atmosfera, țesătura existențială a unui cerc de studiu? Nu doctrina m-a interesat, ci cum arată scenariul formării de sine în dialog cu colegii? Cum arată jocul între disciplina foarte riguroasă a gândului și libertatea, îndrăzneala gândului? Care sunt, ce tip de coeziune are grupul? Care sunt practicile, vocabularul, mijloacele cercetării în comun? În fond, de la cunoaștere se așteaptă în asemenea medii să transforme sufletul, să modeleze întreaga viață. E, cum devine cunoașterea viața interioară, existență de fiecare zi? Cum ajunge ea să-și imprime direcția asupra ființei întregi? Asta am urmărit mai cu seamă. Dar am urmărit implicit și altceva. Am urmărit să arăt ce importante pot fi studiul și șlefuirea culturală în domeniul credinței. Am urmărit să arăt că în timpul lung al istoriei au existat o mulțime de mari părinți de spiritual creștini care socoteau de la sine înțeles ca în actul credinței să-și folosească croiala de intelectual. Și asta e ceva ce astăzi e de reamintit. E ceva ce astăzi, cel puțin în spațiul răsăritan creștin, e de recuperat. În sfârșit, un ultim cuvânt despre
ce înțeles are modelul în titlul și materia cărții. Evident, nu e vorba de un tipar pe care să-l imiți, de un scenariu pe care să-l reproduci pas cu pas. Modelul, în exemplele pe care le-am studiat, este ceva care să te orienteze, să trezească în alți căutători propriul lor efort, propriul lor drum, așa spun maestrii din aceste cercuri. În fond, modelul este un îndemn la creativitate. Închei cu câteva mulțumiri lui Andrei Pleșu, în primul rând, care m-a încurajat în cercetarea mea, lui Gabriel Liceanu și editurii Humanitas pentru ospitalitatea elegantă, pentru cordialitatea cu care mi-au primit cartea, și redactorilor cărții pentru devotamentul și priceperea cu care au îngrijit această carte. Monei Antohi, în primul rând, și colegilor ei, Silviu Nicolae, Anca Ionescu, Marieva Ionescu, doamne Ioana Nedelcu, pentru coperta expresivă. Recunoștința mea tuturor și speranța că cititorii vor regăsi în carte ceva din consistența subtilă a cercurilor de studiu, ceva din aerul ușor al prieteniei. Urmează autografe.